Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Iași au efectuat astăzi 8 percheziții domiciliare într-un dosar de furt calificat dintr-o locuință de pe raza comunei Tomești. Doi bărbați din județul Neamț ar fi pătruns în vila unui patron de săl de jocuri de noroc, de unde ar fi furat bani în lei și valută, bijuterii de aur, ceasuri și obiecte vestimentare, prejudiciul estimat fiind de peste 200.000 de lei. 5 persoane au fost conduse la sediul poliției pentru cercetări. De asemenea, doi tineri aflați într-un autoturism au fost opriți astăzi în trafic, mașina fiind luată de polițiști. Oamenii legii consideră că bolidul are legătură cu jahful de zilele trecute, ce s-a petrecut înainte de Crăciun.